A fost destul de greu, pentru că am venit de la Divizia C, de la Unirea Eforie Nord. Am făcut un salt uriaș la Farul Constanța. Eram chiar în Divizia A. Am debutat cu Steaua la București, cu 0-5, adică așa. După aceea am venit, am bătut Craiova. În anul respectiv am retrogradat. Și după retrogradare am stat 2 ani în Divizia B, iar al treilea cu Emanuel Cașoti. Drogeanu a fost unul dintre motoarele echipei de la acea vreme și favoritul antrenorului Hașoti. Da, se zicea că sunt copilul dânsului. Începea chiar sub formă de glumă cu mine echipa, pentru că eram muncitor, îmi ziceau tractorist, mie și lui Gache, iar participarea la săptămâna care de antrenament, marțea și joia aveam antrenamente duble, iar dânsul mă trimitea la plimbare, nu mă lăsa nici măcar să mă uit la jucător cum fac antrenament. Fostul fotbalist își aduce aminte cu drag de perioada în care a îmbrăcat tricoul alb-albastru. Și cu bune și cu rele, pentru că așa erau timpurile, bucuria mare a fost și pentru că majoritatea jucătorilor erau constanțeni, altă tragere de inimă, alt devotament, intram în teren și am avut conducere extraordinar de bună. Meciurile se jucau cu cel puțin 20.000 de spectatori și pe furnalele astea de electrice și copaci, era ceva de nedescris. Deci, adică amintiri foarte frumoase, se împingeau de la spate. George Drogeanu s-a născut la Constanța pe 27 iulie 1954. Primul contact cu fotbalul l-a avut la o vârstă fragedă, 8-9 ani, la echipa constanțană ITC.